cei care aduc rezultate într-o companie sunt, de fapt, oamenii. Recrutarea e la fel despre oameni. Noi, în compania noastră, nu suntem resurse umane, suntem people and culture. Eu tot am pisica acasă, dar nu m-am gândit să o iau la birou. Candidații să ne cunoască, să știe unde vin, cine este Coca-Cola, ce posibilități are, ce oportunități are, cât de stabilă este. Salutare la toată lumea! Astăzi vorbim cu Cristina Cara, manager general de resurse umane al companiei Coca-Cola. Vorbim cu ea despre cine este un manager de resurse umane și care sunt responsabilitățile sale de bază. Despre diferența dintre un manager de resurse umane și un recrutor. Vorbim cu ea și despre procesul de recrutare în cadrul Coca-Cola. Ce oferă Coca-Cola, ce beneficii salariale, extrasalariale și cu siguranță ce bonusuri oferă. Toate astea și multe alte informații foarte valoroase despre managementul resurselor umane și despre Coca-Cola vizionați în acest videoclip. Cristina, îți mulțumesc că ai venit astăzi la noi. Vreau să-mi povestești despre tine. În primul rând să te prezinți pentru cei care nu te cunosc, să ne spui cum te numești, unde ai copilărit și care a fost primul tău job. Mă numesc Cristina Cara. Am copilărit și m-am născut în Cahul, la sudul Moldovei. Am crescut într-o familie numeroasă, unde de mici am fost învățați să fim responsabili, să avem fiecare rolul lui în familie. După care am venit în Chișinău, am făcut studiile la Universitatea Tehnică în contabilitate și am făcut un master în gestiunea și managementul resurselor umane la Sibiu, în România. Primul meu job a fost, de fapt, în America, unde am mers ca work and travel, cum fiecare aveam visul de a ajunge în America, American Dream. Și acolo am muncit, a fost o experiență bună pentru început, o experiență grea, dar care m-a învățat multe lucruri, să mă descurc singură. Și am lucrat cu primii colegi, echipă, spiritul acesta de echipă, după care în Sibiu am lucrat la un magazin în mall, vendeam haine și după care am venit în Moldova, ne-am mutat împreună cu familia în Moldova și am luat-o de aici, de la zero. Primul meu job în Moldova a fost, de fapt, în Coca-Cola, acum 11 ani. Am început în finanțe, eram operator în contabilitate și deja pe parcursul a 11 ani tot am schimbat poziții, roluri în finanțe și deja de 6 ani sunt în resurse umane și anume ca manager de resurse umane în cadrul companiei Coca-Cola. Deci pot să zic că aici m-am format ca și profesionist, ca și experiență acumulată, ca și spirit de echipă, ca și cultura companiei. De fapt, am luat multe de aici și am crescut împreună cu compania în ultimii 11 ani. Corect, am înțeles că în Moldova ai lucrat doar la Coca-Cola. Da. Așa, deci am înțeles. Foarte, foarte bună experiență și pe lângă asta încă și o loialitate extraordinară, ceea ce rar găsim în Republica Moldova, angajații să se rețină prea mult la un loc de muncă. De unde și până unde, de la contabilitate la resurse umane? Foarte diferite specialități la prima vedere. Într-adevăr, este diferit. Contabilitatea este despre cifre, despre raportări, finanțe, taxe, dar în experiența mea, adică am avut, fiind contabil șef, interacționam des cu managerul de atunci de resurse umane, având în vedere că noi în Coca-Cola ne ocupăm și de salarizarea angajaților și impune ceva cunoștințe de cifre, de calcule și așa mai departe, eu o ajutam pe ea ca să descurce mai bine și să-mi fac și eu, să-mi ușurez munca ca și contabil șef. Aveam rolul de a asigura acuratețea datelor și să fie totul corect. Respectiv, eu ajutam pe ea și așa am început să înțeleg și ce presupune jobul de resurse umane și având și studii, eu făcând studiile în managementul resurselor umane pe partea de în
în sociologie, adică partea asta de uman și așa, atunci când am trecut în rolul de manager de resurse umane, am început să-mi aduc aminte ce am învățat și chiar să pun în practică, pentru că mi-a fost foarte util, adică având experiență în contabilitate, în finanțe, și să pot să mă adaptez repede în ceea ce ține de salariu și deja pe partea de managementul oamenilor, dezvoltare, implicarea angajaților, recrutare, mi-a prins bine studiile care le-am făcut. Tot vorbim de resurse umane, dar hai să înțelegem ce înseamnă resurse umane și de ce este important ca un astfel departament să existe într-o companie. Bine, resursele umane după noțiune, deja vorbim despre oameni, da? Adică aici alt gând nu te aduce doar la gândul despre oameni, iar cei care aduc rezultate într-o companie sunt de fapt oamenii și este nu că necesar, este inevitabil să fie un departament în companie care să se ocupe, da, să se ocupe de tot ce înseamnă oameni, ce înseamnă recrutare, dezvoltarea lor, adaptarea la locul de muncă, salarizarea să fie relevantă pe piață, să motiveze oamenii, fie prin beneficii, fie prin alte instrumente, să cultiveze o cultură organizațională în cadrul companiei. Deci și plus, pe lângă toate că vorbim despre oameni, vorbim și despre strategia companiei, care are și ea un parcurs, da, are și ea o direcție în care resursele umane trebuie să se alinieze cu strategia companiei, fie că e vorba de extindere, da, sau e nevoie de o anumită expertiză sau să dezvoltăm, să promovăm anumiți oameni, pe ce poziție, unde, în ce roluri, deci este foarte important. Ai putea spune că este unul dintre cele mai importante departamente într-o companie? De fapt, noi, în compania noastră, nu suntem resurse umane, suntem people and culture. Da? Adică și automat, având în vedere, cum și-am zis, oamenii sunt resursa companiei care aduce sau contribuie la rezultatul companiei și cine altcineva, dacă nu un manager de resurse umane, ar ști mai bine cum să aducă acel rezultat, astfel încât să obținem, nu știu, acel rezultat sustenabil pe care compania și-l dorește, de fapt. Spune-mi, te rog, care e misiunea unui manager de resurse umane sau care sunt misiunile, poate sunt mai multe? Un manager de resurse umane se ocupă, de fapt, de cum pășește, face primul pas angajatul în companie și felul cum își parcurge sau decurge ziua de muncă, cât de implicat este, cât de bine cunosc ce au de făcut, cât de bine instruiesc pe line manager sau pe supervizori ca să îi ghideze pe angajații lor. Deci este vorba orice experiență pe care o au angajații în timpul lucrului este despre resurse umane. Deci și pe lângă asta vorbim de componenta internă, da? Dacă să vorbim de componenta externă, ne ocupăm și de crearea unei imagini de employer branding, da? Care la fel este important, mai ales în zilele actuale, să avem o imagine, o vizibilitate atunci când vine vorba să candidații să ne cunoască, să știe unde vin, cine este Coca-Cola, ce posibilități are, ce oportunități are, cât de stabilă este, deci este important și partea aceasta externă de care se ocupă, la fel, resursele umane. Da, employer branding este foarte important în ziua de astăzi. Tot știu brandul Coca-Cola, cu siguranță o dată sau de mai multe ori au avut tangență directă cu produsele voastre, dar puțin cine știe cine este Coca-Cola ca angajator, care sunt condițiile de muncă, care sunt avantajele să fie angajat la Coca-Cola și cât de prezentabil este acest angajator dacă să vorbim de concurență cu alți angajatori. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre resursele umane din Republica Moldova, despre departamentele de resurse umane din alte companii și, în general, situația actuală în Republica Moldova în ceea ce ține resursele umane? Eu n-aș putea să mă expun dacă să vorbim de alte departamente de resurse umane din Moldova.
Unicul lucru ce aș vrea să menționez este că resursele umane tot merită o standardizare de procese, digitalizare, simplificarea proceselor, da? Dacă să vorbim de birocrație, da? Să creăm o experiență plăcută angajaților atunci când lucrează cu departamentul resursele umane, interacționează, da? Să fie într-un format digital, dacă vorbim despre unde poate să acceseze informațiile, da? Adică despre angajați, despre beneficiile lor, despre performanța acestora. Să fie un tool, de exemplu, un instrument digital, unde angajații să poată completa niște formulare. Deci resursele umane și departamentul de resurse umane trebuie să meargă în pas cu digitalizarea, cu simplificarea proceselor, așa cum o fac și alte departamente. Și da, totul întreg să creeze o experiență, nu știu, ca angajații să nu simtă presiune, că trebuie să depună o cerere, unde, cum să o completez. Deci să facem viața mai ușoară pentru angajați, pentru candidați, da, aici ne referim la, nu știu, platforme digitale atunci când aplică CV-urile candidații, da, pentru că acum nu putem să utilizăm doar un canal, da, unde candidații pot să ne cunoască. Trebuie să utilizăm mai multe canale, inclusiv a noastră, ale companiei, și trebuie să punem la dispoziție niște platforme unde să facem posibil aceasta ca candidații să aplice CV-urile, să înțeleagă, să fie într-un mod intuitiv, să fie clar, să primească notificări, deci să fie un proces automatizat și simplificat. Acum când vorbim despre asta, ne pare absolut real, dar dacă să ne întoarcem cu 15 ani în urmă, probabil că cineva ce ne auzea de departament de resurse umane ca departament separat într-o companie, se gândea că, da, pentru ce mai trebuie mie să mai am cineva, încă ce contabilul nostru să găsească doi angajați, e o problemă să găsești angajați. Probabil că multe s-au schimbat de atunci, dar unele companii rămân în trecut și consideră până acum că managementul resurselor umane nu este ceea ce, de ce au nevoie ei. Cam asta e. Adevărat. Din păcate, într-adevăr, noi probabil și compania noastră și eu personal sunt o norocoasă să lucrez într-o companie cum este Coca-Cola, deoarece are procesele vin de la grup. Și, în general, este o experiență mult mai... Primim multe resurse sau avem multe instrumente pe care putem să le implementăm în Moldova. Și, în felul acesta, oricine poate să ne ia exemplu, să ne urmeze și, de ce nu, să ne îmbunătățim așa departamentul de resurse umane și interacțiunea cu oamenii. Cristina, spune-mi, te rog frumos, care sunt cele mai complicate procese pe care le face un manager de resurse umane în jobul lor de zi cu zi? Cel mai complicat proces, nu știu dacă aș putea descrie un proces complicat. De fapt, departamentul de resurse umane interacționează mult cu oamenii și noi cunoaștem, oamenii sunt diferiți, da? Vin, de exemplu, chiar și în companie cu experiență diferită, mai plăcută, mai puțin plăcută. Și o provocare pentru un manager de resurse umane e să creeze instrumente sau politici sau să fie convenabile pentru toată lumea, da? Să creăm un mediu de lucru plăcut, să promovăm diversitatea și incluziunea la locul de muncă, ca fiecare angajat să fie respectat, să se respecte opiniile, să se simtă confortabil într-o echipă sau să comunice liber cu alte departamente. De fapt, asta e un lucru, pare simplu, dar de fapt nu este chiar așa. Ca să pui pe roate tot acest proces, este nevoie de multă muncă și să înțelegi care este cea mai bună abordare ca să faci ca lucrurile să meargă. Anume, cea mai bună abordare când mă refer la lucru cu oamenii. Și aici, probabil, nu este un proces, dar, de fapt, asta ar fi un lucru care trebuie mereu să te adaptezi. Cineva mi-ar spune că
recrutarea cel mai complicat proces în ziua de astăzi, având în vedere ce deficit de cadre avem în Republica Moldova și cât e de greu să găsești un angajat bun. I-ai dat dreptate că recrutarea este unul dintre cele mai complicate procese? Bine, recrutarea e la fel despre oameni. Da, ar fi clar că este o provocare și mereu, în ultimii ani cel puțin, de când eu sunt în rol, tot timpul asta a fost o provocare și timpul trece, da, noi ne modernizăm, dar problema rămâne și din păcate noi ca și companii ne străduim să reținem oamenii, să le oferim un loc bun de lucru, confortabil, dar e greu atunci când vine vorba de să găsești un specialist, de exemplu, sunt trenduri noi, da, de digitalizare, de e-com, D-com. Și atunci când vine vorba să iei un specialist în care să vină cu expertiză, cumva este cam greu, pentru că na, trebuie să fim în trend și e greu să găsești un specialist pregătit în anumite arii care necesită, da, care sunt în trend acum și noi trebuie să găsim și specialiști care să ne ajute sau să-i creștem de la noi, încet, încet. Dacă tot vorbim de angajare, spune-mi, care e procesul de angajare la Coca-Cola? Cum poți să te angajezi la Coca-Cola? De fapt, este un proces ca și peste tot, adică nu facem un proces diferit. Suntem pe toate canalele care sunt de recrutare, unde angajații pot găsi pozițiile noastre vacante, pot citi cu atenție ce anume reprezintă acea poziție vacantă, care sunt cerințele, care sunt beneficiile, aplică CV-ul, facem o selecție a candidaților, facem un scurt interviu, stabilim un interviu, ne întâlnim și cei care au capabilitățile sau, nu vorbesc aici de experiență în spate, unele joburi necesită experiență, altele este nevoie de simplu niște cerințe gen responsabilitate, agilitate, să fii flexibil, să te adaptezi ușor și deja cine ocupă postul vacant este oferă o ofertă de muncă și îl așteptăm cu drag la... Să înțeleg că primul interviu la telefon, după care deja îi invitați propriu-zis la un interviu fizic. Da. Și deja după asta le oferiți o ofertă de muncă, le oferiți o perioadă de probă sau automat le angajați? Noi automat angajăm din prima zi. Evident că perioada de probă este ceva conform codului muncii, în care o chestie care poate fi aplicată oricând. Deci, dar angajatul din prima zi îi se oferă contract de muncă și este angajat, adică cu drepturi de pline în compania noastră. Și am mai uitat să mai menționez o chestie, că mai este și un assessment în funcție de nivelul poziției, da? De fie că e vorba de specialist, de manager sau o poziție gen agent de vânzări, este un assessment pentru fiecare categorie, să zic, de poziție, da? Care o căutăm. N-aveți mai mulți recrutori care se ocupă doar cu recrutarea sau recrutați inclusiv și dumneavoastră? La moment avem o persoană care se ocupă de recrutare și de employer branding, adică de crearea imaginii de angajator în Republica Moldova și avem o echipă la nivel de grup, la nivel de unitate de business cu care noi conlucrăm, care împărtășim bunile practici și care ne ajută. Dar nemijlocit în Moldova avem o persoană care se dedică, adică recrutării candidaților. Spune-mi, te rog, cineva mi-aș spune că care e diferența între recrutor și manager de resurse umane și în general există o diferență sau nu? Eu presupun că întrebarea ta, adică cumva unii numesc manager de resurse umane care se ocupă de, nu știu, gen toate procesele care sunt. Dacă să vorbim noi în organizație, deci avem o structură bine definită, adică partea de recrutare se ocupă de recrutare, de tot ce ține de candidați, de
selecția, recrutarea, interviu și toată experiența aceasta până la oferta de muncă. Și dacă să vorbim de manager de resurse umane, aici vorbim despre management, da? Însăși de poziție de management, o persoană care coordonează procesele din cadrul departamentului. Fie vorba de recrutare, de salariu, de angajări, de dezvoltarea angajaților, traininguri, programe de dezvoltare, motivarea angajaților. Deci este o persoană care coordonează aceste procese, care vine, elaborează și o strategie, evident, ca angajații să urmeze această strategie și împreună să facă o echipă și să aducă rezultate. Adică nu confundăm managerul de resurse umane și recrutorii. Sunt două funcții absolut diferite, care au misiuni absolut diferite. Diferite, corect. Perfect. Spune-mi, te rog, care sunt beneficiile de angajare la Coca-Cola? De ce ar trebui eu să vreau să vin să lucrez la Coca-Cola sau oricine altul? Eu aș începe, probabil, un beneficiu este acest brand Coca-Cola, care îl vedem, care cu mândrie, odată pășind în această companie, nu poți, adică e ceva care te reprezintă. Acest brand este în general de 138 de ani, este cu istorie, dar are o istorie în spate, este un brand global. Automat aici, nu știu, este un beneficiu, ai ce învăța, obții experiență din orice, adică nu ne temem să greșim. Deci nu avem așa termen, greșim și învățăm, da? Adică creștem, nu neapărat să creștem, să fim promovați, dar creștem însăși ca personalități, ca persoane cu experiență în spate, care învață din orice, avem la dispoziție instrumente sau cunoștințe care sunt în Europa și le implementăm aici. Ce poate fi mai frumos? Asta e pe de o parte, sunt cum avem sete de a învăța, să zicem așa. Dacă să vorbim de beneficiile companiei propriu-zis, bine, pe lângă salariu, partea compensatorie, să zic așa, salariu, bonusuri, se oferă tichete de masă, este cantina pe teritoriul companiei, evident, la zona de lucru, da, adică angajații pot servi un ceai, sunt zone de relax, pot servi o cafea, nu știu, apă, tot ce le trebuie. Avem transportul de companie, care venim la oficiu și mergem acasă. Deci, odată pășind pe teritoriul companiei, suntem într-o bază sigură, să zicem așa, unde nu ne trebuie nimic decât să ne facem job-ul, să savurăm ceea ce facem, să combinăm lucru cu fun at work, da, să interacționăm cu colegii. Deci, practic, avem tot ce ne trebuie. Și pe lângă asta avem și asigurare facultativă pentru toți angajații. Și, nu, cam acestea ar fi. Asta ne-am referit la angajații care sunt pe loc, în Chișinău. Dar știu că Coca-Cola are angajați pe tot teritoriul Republicii Moldova. Inclusiv și ei se bucură de aceleași beneficii? Da, asta și e o parte care necesită atenție, da? Când vorbeam despre oameni, că trebuie să-i împaci pe toată lumea și să creezi condiții egale, da? Să fii transparent, să creezi condiții egale pentru toată lumea. Aici și mă refeream, avem colegii care sunt în regiuni și orice n-am face, suntem, adică analizăm orice inițiativă dacă este eligibilă și pentru ei, da? Dacă nu este, atunci trecem la altă soluție sau la altă idee, astfel încât să fie aplicabil pentru ei, deoarece sunt partea companiei și, da, evident, cei de la oficiu au cantină, cei de la care lucrează în piață au tichete de masă, care sunt pe tot teritoriul Moldovei le pot folosi. Sau dacă e vorba de o inițiativă de motivare sau facem un team building, la fel, ne uităm cât timp lor le trebuie, unde e mai comod de organizat, în ce zi e mai comod de organizat, astfel încât să nu supărăm pe nimeni și să folosim această oportunitate să ne vedem. Pentru că
ne vedem nu atât de des și de ce pentru noi sărbătoare când se întâlnește toată familia. Spune-mi, te rog frumos, care e poziția care se închide cel mai greu de obicei la Coca-Cola și ce poziții se închid foarte mai simplu? Și dacă cumva Coca-Cola resimte deficitul ăsta de cadre pe care îl atestăm acum în Republica Moldova? Dacă să vorbim câte, nu știu, adică evident cele mai multe poziții vacante la noi sunt poziția de agent de vânzări, în care nu întâmpinăm așa de multe greutăți, adică sunt ca agent de vânzări, sunt niște condiții, niște cerințe, da, să zicem așa, în care candidatul trebuie să știe să comunice, să aibă un interes față de vânzări, să-i placă vânzările, să fie flexibil, cum am zis, responsabil, deci niște cerințe care ține și de fiecare dintre noi, adică care și de obicei aceste poziții le acoperim nu foarte greu. Atunci când vine vorba de regiune, este mai complicat, deoarece acolo nu prea este forță de muncă sau, să zicem, dacă sunt, noi în Moldova suntem țara care vindem, de fapt, și pozițiile de agent de vânzări sunt des întâlnite, de aceea au și ocupație. Dacă să trecem la alte poziții, cum ar fi specialist și așa, într-adevăr, este mai dificil să-i găsim, dar însă și așteptările noastre sunt. Deci dacă noi știm o poziție, un rol sau o poziție vacantă care n-o să acoperim atât de repede, ne punem și un timing corespunzător în care cu răbdare așteptăm candidatul, să zic, perfect, da? Nu perfect, că nu căutăm perfecțiune, de fapt, dar un candidat care să fie, potrivit. Să zicem, potrivit pentru noi. Adică suntem conștienți deja că nu găsim așa de ușor. Preîntâmpinăm line managerul despre posibil că o să dureze mai mult, dar în schimb, adică o să avem persoana potrivită la locul potrivit. În general, în Coca-Cola există o fluctuație mare de personal? Considerați o companie care are fluctuație masivă de personal? Nu, înregistrăm trenduri stabile, să zicem așa, an de an, nu este o fluctuație masivă. Cele mai multe fluctuații de personal de obicei se înregistrează în rândul agenților de vânzări. Iarăși agenții de vânzări. Da, deoarece ei migrează, adică fie migrează de la o companie la alta, fie, adică de obicei poate sunt studenți sau, mă rog, pot mai ușor, se duc peste hotare. Deci aici noi întâmpinăm o fluctuație mai mare. Din fie că ei vor să migreze, da, să decid să plece din companie sau pe motive de performanță, de ce nu, deoarece asta tot e un aspect important sau compatibilitatea cu compania, cu cultura companiei, cu codul de conduită a companiei, care la fel este un factor decisiv în ceea ce privește noi ca și reputație pe piață, deoarece agenții de vânzări sunt fața, da, companiei, ei interacționează cu clienții, de aceea ne dorim ca și agenții de vânzări să fie capabili să ne reprezinte și să îndeplinească acele inițiative și strategia companiei în piață. Ei pot să migreze și intern, cumva să migreze pe alte poziții? Se întâmplă ca agenții, adică care e pasul următor, da, după agent, da, de vânzări? Da, da, da. Desigur, asta face parte din călătoria lor în cadrul companiei. Evident, un agent de vânzări nu... În fiecare an o să încep altfel un pic. Noi ca și companie în fiecare trimestru anual revizuim performanța. Avem un proces de evaluare a performanței și care este completat de sine stătător de către angajat într-un formular electronic, deși este totul digitalizat.
Și la sfârșit de an facem și sesiuni de revizuire a talentelor, noi așa le spunem, adică identificăm care sunt talentele noastre în organizație și pentru ei facem și un plan. Adică fie că e plan de dezvoltare accelerat, fie că pregătim un plan de succesiune. Deci să știm în caz că există o posibilitate, o oportunitate de mișcare în cadrul companiei, cine o să fie, adică cât de pregătit este pentru acel rol. Ca și agent de vânzări, evident, următorul pas ar fi să fie un supervizor. Sau să, în cadrul departamentului comercial, avem departamentul de marketing, avem departamentul de sales support, care la fel interacționează cu echipa de vânzări și este ceva ușor de promovat, fie că e promovare sau mișcare pe orizontală, da? Adică sunt posibilități pentru ei doar să fie dorință și implicare. Ne apropiem de o întrebare care pe mulți interesează, ce salarii oferă Coca-Cola? Știu că poate nu poți să ne dai o cifră exactă, poți să ne dai un range, un interval, ca să înțelegem măcar în ce direcție mergem și cam aproximativ despre ce cifre ar fi vorba. Da, aici noi de obicei da, nu prea comunicăm salariul, nu de ce, că e ceva secret, că oricum, mă rog, noi încercăm să ne aliniem cu piața și nu este un salariu care ieși din comun prea mare sau prea mic. Dar cred că o să mă refer aici la poziția de agent de vânzări, o să ofer un punct de pornire și aici avem salarii care încep de la 16.500 net, adică plus tichetele de masă, plus posibilitatea de a participa în diferite concursuri pe care le au să mai câștige în plus și în aceștia 16.500 ar veni partea fixă și cea variabilă pe care o are un agent de vânzări. Și cu timpul acest salariu este în creștere, evident. Adică o persoană fără experiență ar putea să pretindă sau ar putea să aspire la un salariu de 16.500 atunci când exact. Aplică la Coca-Cola. Exact. În da. Chișinău, în Cahul și în Briceni. Exact. Pe tot teritoriul Moldovei, adică este același salariu. Deci nu este un salariu diferențiat, fie că locuiești în Chișinău sau în regiune. Acum prețurile sunt peste tot cam identice. Și încă și mașină personală să aibă, sau de serviciu, dar este mașina de serviciu, da, poți beneficia de ea pentru anumite scopuri personale, la fel, da, este un beneficiu, mașina, iarăși, tichetele de masă, deci toate alte beneficii pe lângă salariul pe care îl primește din prima zi. Vorbeai de bonusuri și de concursuri. Despre ce concursuri e vorba? Chiar mi-ai scurios. Da, mai ales este relevant pentru echipa de vânzări. Dacă să vorbim despre bonusuri, evident avem și noi în companie partea aceasta variabilă, noi vorbim de bonusuri care variază, da? Și este relevantă pentru acel grup de angajați care au un criteriu de performanță, da? Au niște indicatori de performanță care pot fi cuantificați, da? Care pot fi, nu știu, măsurați. Și prin bonusul acesta promovăm o mentalitate sau o gândire de a performa, de a obține acel bonus și de ce nu și mai mult. Și bonusurile sunt mai mult în departamentul comercial sau în departamentul de logistică, la depozit, iarăși unde depinde performanța, este ceva direct influențează rezultatul, să zicem așa. Dar de concursuri, cum ai spus tu, ce concursuri pot fi, nu știu dacă ai observat sau de obicei când sunt sărbătorile de Crăciun, de Paște sau trecem la o aromă nouă sau un produs nou, avem vizibilitate în acele puncte comerciale, da? Și nu este întâmplător. Sunt agenții de vânzări care au concursuri de a face cele mai creative display, noi spunem, adică
Sunt niște, nu știu cum noi spunem, display-uri, da? Adică dacă e vorba de Crăciun, fac diferite trenulețe sau diferite improvizează, da? Folosind brandul nostru, produsul nostru, deci din produsul nostru fac brad, de exemplu. Și tot asta e, noi spunem că e creative display, adică se adună o echipă, planifică ce vor să facă ei, construiesc o carcasă, deci e o chestie care îi motivează și la final se face un concurs care este cel mai frumos creative display și primesc și bani. Wow, foarte interesant. Și asta se întâmplă chiar destul de des, pentru că na, fie că e vorba de vară, de când vrem să activăm anumite zone, deci au posibilitatea să câștigi ceva bani în plus. Dar dacă vorbim de team building-uri, unde de obicei Coca-Cola preferă să se odihnească? Diferit. Adică le organizăm nu doar un team building pe an, organizăm, avem mai multe. Și aici celebrăm de obicei ziua companiei, ne adunăm, facem team building, este o oportunitate de a ne întâlni împreună, de a socializa. Preferăm să mergem undeva, având în vedere că ziua companiei este vara, în iunie, anul acesta apropo am plinit 30 de ani, am făcut o aniversare, nu știu, a fost un an aniversar și este un an aniversar și mergem de obicei undeva în afara orașului, unde este spațiu verde, unde este spațiu mare, unde putem să stăm liniștiți, să savurăm zilele de vară, serile de vară și să petrecem împreună. Mai avem și, mă rog, de Crăciun ne mai adunăm și mai avem încă un eveniment care îl organizăm, noi îl numim Ziua Familiei. Este un eveniment dedicat angajaților și familiile acestora. Deci ar fi un eveniment de 400 de oameni, unde prin acest eveniment dorim să promovăm însă și spiritul ăsta de familie în cadrul companiei și doi, să prin acest eveniment dorim să mulțumim membrilor familiei pentru că îi susțin pe angajații noștri, că îi susțin, împărtășesc cu ei bucurii, îi susțin atunci când au nevoie și da, este o oportunitate unde să ne vedem împreună cu copiii, deci este un eveniment frumos, care e și o tradiție deja din 2018, în care, bine, în afară de COVID atunci când a fost, dar în rest organizăm în fiecare an. Spune-mi, te rog, la Coca-Cola poți să vii cu pisica? Sunteți pet friendly? Acum, deocamdată, nu știu, n-am prevăzut, nu au fost așa solicitări, să zicem. Eu tot am pisica acasă, dar nu m-am gândit să o ia la birou. Sunt unele companii care aduc animale de companie care cumva spun că atmosfera e cumva mai plăcută în oficiu sau cumva mai... Da, având în vedere că noi în oficiu suntem open space, deci nu sunt birouri sau așa și atunci e cam complicat să noi ne luptăm cu gălăgia, că e greu. E greu să lucrezi într-un birou, spațiu deschis în care, mă rog, cineva comunică, cineva este într-un meeting și să mai aducem și pisicile și câinii, iar o să fie cam complicat. Toți sunt partea familiei, nu zic. Dar, nu știu, pe viitor, probabil, dacă o să fie așa preferințe din partea angajaților, de ce nu? Deoarece noi suntem deschiși la orice inițiativă a angajaților și o luăm în serios. Deci nu e doar așa. De ce? Nu se știe. Cine știe cum o să fie. Ok. Da. Spune-mi, te rog, cum se integrează de obicei angajații noi în Coca-Cola și cum Coca-Cola are grijă de angajații săi din momentul de când e angajat și pe tot parcursul lor profesional? Eu zic că e un proces de integrare, de adaptare, nu foarte simplu. Durează ceva timp, deoarece suntem o companie corporativă, da? Cu multe politici, reguli,
de conduită, cultura noastră care trebuie să o înțelegi, să o simți, da? Trebuie timp să te adaptezi, să înțelegi, este foarte structurat, adică inclusiv pe partea de sisteme, de platforme, trebuie să faci cunoștințe cu ele, nu doar echipa, da? Evident că integrarea o facem noi cu colegii, facem cunoștință cu spațiul de lucru și așa mai departe, dar este partea aceasta de integrare la locul de muncă, unde și oferim spațiu suficient pentru angajați să adapteze, pentru că suntem conștienți că nu este un proces ușor, nu este un proces comun, deci toată lumea vine cu experiențe diferite sau nu are experiență, deci oferim acel spațiu ca oamenii să se adapteze la locul de muncă, să înțeleagă cum merg procesele ca să poată să performeze, da? Deci nu avem așteptări, am venit, gata. Ok, spune-mi, te rog frumos, și ce inițiative de responsabilitate socială are Coca-Cola a inițiat în 2024-2023? Aici suntem destul de stabili, sustenabili, să zic așa, pornind chiar de la faptul grija față de oameni, deja este un commitment, da, care îl avem față de angajați, avem grijă de starea lor de bine la locul de muncă, de partea asta compensatorie să fie ok, să fie din punct de vedere pe piață, să fim destul de competitivi, adică ca să-și poată ei realiza în termen de familie și așa mai departe, deci aici deja e o chestie care tot timpul am urmărit-o și o să o facem. Pe partea de investiție în tinerile talente, sau să zicem așa, de 5 ani avem în partea asta de când lucrăm cu Junior Achievement și este un proiect, să zicem așa, dedicat tinerilor de la 18-21 de ani, care de obicei învață la liceu sau așa, și dezvoltăm aspectele antreprenoriale, da? Adică se adună echipe din diferite părți ale țării, lucrează împreună la un business case de afaceri, să zicem așa, noi suntem mentori acolo și susținem acest proiect, însă și pentru dezvoltarea tinerilor și, de ce nu, poate când termină ei facultatea și așa, deja să ne cunoască și deja să guste, da? Ce înseamnă un business și cum lucrează acesta. Pe partea de sustenabilitate, evident, facem eforturi foarte mari în lupta cu deșeurile, să zicem așa, în crearea unor sisteme de reciclare peturilor și mai departe, însă și peturile sau plasticul în care este îmbuteliată Coca-Cola este din plastic reciclat deja. Și aici facem tot timpul eforturi ca să minimizăm volumul de deșeuri în general din Moldova și aceasta este și o prioritate la nivel de grup. Plantăm copaci împreună cu angajați, împreună cu familia. Nu știu. E super bine ceea ce spuneți, chiar e super interesant și cu copaci, dar mai ales cu tinerii. Și cu investiția în tineri întotdeauna este o investiție bună. Pe final, te rog frumos să dai un mesaj pentru toți cei care ar vrea să devină parte a echipei Coca-Cola. Spune-le un mesaj, poate agent vânzări, dar poate marketing manager, pentru toți. Un mesaj comun pentru toți cei care vreau să devină parte a echipei. Ce pot să zic? Pot să zic doar că compania Coca-Cola în general este o companie unde se promovează diversitatea și incluziunea. Suntem deschiși pentru inovație, pentru orice idee, inițiativă, adică promovăm niște valori cum ar fi
să avem grijă de clienții noștri sau să simplificăm anumite procese, deci sau să lucrăm în echipă, da? Adică rezultatul echipei este rezultatul al meu și al tău și a tuturor. Deci promovăm niște valori simple, dar cu impact, unde toată lumea este implicată. Și evident, pe partea de, cu siguranță, pășind în compania noastră, îți descoperi anumite talente, obții experiențe noi. Asta e ceva care nu se poate compara. Deci o experiență obținută deja este un pas înainte și lucru de zi cu zi e foarte dinamic, unde tot timpul înveți ceva nou. Chiar și eu, fiind în companie de 11 ani, asta parcă a fost mai ieri, deoarece totul se întâmplă atât de repede și atât de mult evoluează, încât tu evoluezi împreună și nu realizezi, de fapt, că aceasta se întâmplă cu tine. Și pentru viitorii candidați, adică asta ar fi. Îi așteptăm cu drag, îi așteptăm să performăm împreună, să ne dezvoltăm împreună și să facă parte din marea familie Coca-Cola, așa cum, de fapt, de obicei facem împreună cu angajații care deja sunt de mulți ani și care sunt, într-adevăr, oamenii, sunt, grija față de oameni este o prioritate pentru noi și o să încercăm să facem tot posibil să menținem acest rezultat. Cristina, mai rar auzi oameni care vorbesc cu zâmbetul pe față despre companie unde lucrează. Asta înseamnă că este o companie bună și o companie care are grijă de angajați. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi la noi și sper că ne mai revedem. Mulțumesc mult pentru invitație!